Cu toate că acțiunile din ultima perioadă au fost considerate de ordin politic, Georgiu Gingăraș, președintele UNEPR Argeș, vine să întărească această afirmație. El consideră că printre protestatari există oameni infiltrați ai opoziției puși să destabilizeze. De asemenea, cererea ar trebui să apară de la populații. TVA-ul redus la alimente și la domeniile de bază, turism, agricultură, construcții. Astea ar fi cererile. Impozite mai mici, dar cu pedepse mai mari pentru cei care nu le plătesc. Astea, după părerea mea, ar fi cererile și nemulțumirile oamenilor. Dar, așa cum am spus, aceste cereri la ora actuală sunt, de fapt, cred că mișcări și oameni infiltrați ai opoziției, care nu vor altceva decât să ajungă cât mai repede la putere. Gingăraș vine și cu soluții pentru opoziție. Una dintre ele ar fi că cei din USL ar trebui să vină cu un program și cu propuneri serioase, nu doar să producă haos.